Casa Avramide din Dulcea a găzuit vinerea aceasta lansarea cărții Creștin pentru Lumini și Umbre, a părintelui Felix Lucian Neculai, consilier cultural al Episcopiei Tulcii și membru titular al Asociației Egisus a scriitorilor din Tulcea. Printre invitații la eveniment s-a numărat și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Apariția unei cărți este de fiecare dată un prilej de bucurie. Iată, prilej de bucurie a fost și astăzi apariția cărții Creștin printre Lumini și Umbre a părintelui consilier cultural al Episcopiei Tulcii, preotul Felix Nicolae Lucian. Ne-am bucurat, iată, astăzi de o prezență deosebită a oamenilor de cultură din Tulcea, a preoților, dar și a numeroșilor invitați care au venit să se bucure de bucuria comuniunii și de bucuria comunicării. Iată, trăim vremuri astăzi în care noi creștini umblăm și prin lumină și prin umbre și trebuie să răspândim în jurul nostru lumină după cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care este lumina lumii. Ne bucurăm așadar că, iată, anul acesta, în anul închinat marilor păstori de suflete din eparhii, Sfântul Ioan Gură de Aur, misiunii parohie și mănăstirii astăzi, am lansat această lucrare a părintelui consilier, care vine să aducă un plus de strălucire la viața culturală, religioasă și spirituală din Dobrogea de Nord. Autor a peste 100 de articole și coautor al mai multor cărți în domeniul teologiei, autorul oferă în volumul de față un grup de articole pastorale publicate în perioada 2011-2015 în diferite ziare și reviste de cultură și spiritualitate locale sau naționale. Am încercat în această carte să redau cuvintele Sfintei Scripturi într-un limbaj mult mai accesibil, păstrând linia Sfintei Biserici, dogmele Sfinților Părinți, canoanele Bisericii, dar în același timp să actualizăm mesajul Sfintei Evangheliei pentru toate vârstele de creștini, atât pentru cei tineri, pentru cei adulți, dar și pentru cei de vârsta a treia. La lansare au luat parte preoți, membri ai Asociației Scriitorilor Tulceni, profesori de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai autorităților locale din municipiul Tulcea. Este o mare bucurie ca enoriaș al Bisericii Sfântul Gheorghe să văd că unul din preoții de la biserica noastră ne hrănește spiritual și în alt mod. Prin această carte produce o mare bucurie tuturor enoriașilor, sunt sigur, dar și altor cititori din municipiul Tulcea. Manifestarea culturală a fost întreținută și de un program artistic susținut de foști elevi ai Seminarului Teologic din Tulcea și de elevi ale Liceului de Arte George Georgescu din Tulcea.